Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profonan. Iată-ne din nou la stupină și încercăm să găsim răspunsuri la foarte multe probleme care pot să apară într-o stupină, așa. Și mai ales în situația în care îți fixezi ca obiectiv să încerci să pătrunzi cât mai mult în domeniul acesta și să deslușești, să descifrezi cam care ar fi tendința de dezvoltare la unei familii. Fiecare familie e unicat. Deci, la fiecare familie câte o problemă. Nu spun că am fost deseori întrebat care e legătura între matematică și apicultură. Haideți să vă spun. Amândouă îți dau atâta bătaie de cap încât adorm cu greu noaptea sau poate chiar și visez. Așa cum se întâmplă la matematică, este soluția și la albine tot așa, și la apicultură. Vă spuneam că stupul de la auzi la altaș arată tot mai multe facilități, îți oferă tot mai multe facilități. Deci încercăm așa să fructificăm la maxim. Iată-ne din nou la o familie care la ultima vizită, așa cum vreo două săptămâni, nu părea să ridicăm probleme deosebite. Ori am trecut-o mai repede pe lângă ea, dar cert este că acum am găsit-o într-o situație cu adevărat bizară. Iată despre ce este vorba. La un moment dat, vino mai aproape, Adne, și tu, la un moment dat am găsit o ramă de pe care ecluzionaseră o matcă. Așa cum am văzut-o aici, o botcă izolată, frumoasă, părea să fie vorba de un schimb liniștit. Am mai avansat, am mai studiat alte câteva rame și surpriză. Iată încă o ramă de pe care ecluzionează albina. Cum vedeți, mare parte a ecluzionat, dar aici în loc să apară ouă, nu, nici vorbă. Matca ar fi trebuit să ajungă să pună imediat ouă aici, nu? Am zis, poate, iată acum e teiul și zic că așa se întâmplă. Tendință de blocaj. Iată cum ecluzionează încă albinuță. Da? Deci, cuiet copt, să zicem noi. Ăsta de aici. Hai, dă-te tu deoparte. Așa. Vedem cum sparge ușor căpăcelul. Tai de jur împrejur și va ecluziona. Dar uitându-ne mai jos, zic, stopa, ce înseamnă asta? De ce buci? Ce se întâmplă? Deci e o problemă. Nu a dispărut matca în condițiile astea. Dacă trage buci, zic, poate sunt niște buci rămase de data trecută, știu eu. Nu. Chiar de hrănesc. Deci acolo avem larve, dragilor. Iată chiar o albință acum hrănește. Da? Deci, o chestie care nu putem înțelege. Observăm cum albina este în botcă și o hrănește. Ea botca este crescută mai bine de jumătate, deci nu am cum să văd eu acolo că și pudița, dar
ea nu e o minciunică. Da? Deci este botcă în creștere. A plecat, a rănit și a plecat. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Deci de aici, de la a doua ramă, mi-am spus că avem probleme complicate. Ce s-a întâmplat cu matca? De acum căutăm o proaspete. Să vedem dacă găsim. Deci, a doua ramă mi-a spus că deja avem o problemă. Aici sunt minciunile, nu? Nu sunt, nu cred, nu sunt cu la vet, nu sunt sigur cu la vet. Dar iată că a tras multe. Parcă ar fi fost ideea de roire. Nu? Când vedem așa buchete mari, multe, 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 parcă s-ar fi pregătit de roire. Matca asta a fost destul de bună, dacă să-și analizăm. Deci puietul e ca la o matcă bătrână când e foarte împrăștiat, cu multe găuri. E, nu chiar. Deci pare a fi fost o matcă bunișoară. Hai să vedem ce găsim aici. Dacă privim cu atenție, vedem, nu sunt o proaspete, dar sunt larve de a patra, a cincea zi, da? Deci a patra și a cincea zi. Asta înseamnă că matca a dispărut de curând. Aici, aici, observăm, chiar... multe larve. De a patra, a cincea zi. Ce să fie, ce să fie? Cum? De ce? Unde este matca? De ce au tras boci? Poți trage numai dacă matca a dispărut sau se pregătește de răiri. Nu-i cazul aici. Ia să vedem și rama asta. Încerc să mă descurc o mână pentru că vreau să filmăm cât mai atent lucrurile acestea pe care vreau să le arat. Deci vă spuneam, puietul binișor bătut, bine chiar. Priviți. Deci, matcă valoroasă. Ceva s-a întâmplat. Dispărut matca. În ce împrejurare? De ce? Hai să mai vedem. Și partea asta. Iată o surpriză. Aici vedem o botcă pe mijloc. Asta e de schimb liniștit de matcă. 100% schimb liniștit de matcă. Pentru că, dragilor, ea este în exterior construită și căpăcelul încă e acum, de câteva ore a ecluzionat matca asta. Deci e ecluzionată de câteva ore. Dacă insistăm, poate chiar și vedem. Asta ar fi interesant să vedeți cum arată o matcă ieșită în câteva ore. De câteva ore. Dacă este pe rama asta, o putem vedea. Da, 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 da. Excelent. Excelent. Iată cum arată o matcă
ecluzionată de câteva ore. Da? Asta este. Mi-am dat seama de la căpăcel. Căpăcelul era acum ros. Îl vedeți că nu e dat deoparte. Acum se mai ține într-o bucățică de ceară. Dar matca o vedem, iată-o pe aici undeva, pe dedesubt, cu falete. Până la împerechere este pur și simplu o albinuță. Este foarte valoroasă să din fiindcă din schimb liniștit. Cum să interpretăm, cum să înțelegem fenomenul ăsta? Aș spune așa, că matca bătrână, acum 4-5 zile în urmă, bineînțeles că nu la 4-5 zile în urmă, ci de câtva timp, de câteva săptămâni, familia și-a propus altceva. Deci spiritul de familie a fost acela care a decis înlocuirea măcii. Probabil că matca a refuzat și au distrus mai multe boci, că așa se întâmplă. Cred că în 2012 am surprins o matcă care se opunea strașnic schimbului, iar până la urmă am surprins chiar momentul care s-a apropiat, că așa, spunând că ea de fapt are gânsul ouă și mergea liniștită din aproape. Și când a prins bot, că așa a luat-o între picioarele din față și cu mandibula, n-a respirat până n-a terminat-o. Albinuțul mai trăgea de un picior și așa. Sigur este următorul lucru, că ca s-a opus, atunci albinele, văzând că, iată-o aici, acum a ajuns la căsuța din care a ieșit, cercetează ca nu cumva să fie vorba de o altă matcă, ea merge pe deasupra și spune, aici e posibil să vecească o matcă. Și o cercetează pentru ca să o omoare, dacă ar fi așa, aici în botca asta o altă mătcuță, sigur ar roade-o și ar termina-o. Da, acum ea este în cercetare, se mișcă de colo până acolo. Observați mătură cu atenție, rama trece de la un grup de celule la altul. Are de gând să studieze cu atenție fagurile acestea și pe urmă se mută pe alt fagor și așa mai departe. Deci, obiectivul ei principal este să distrugă pe o altă surată ei. Da? Să rămână numai ea. Deci, așa aș putea să încerc să interpretez fenomenul. Ca fiind acea situație în care s-a opus cu strășnicie, până la urmă, iată că o botcă a rămas, asta de aici. Cea din față cred că o ecluziona mai de mult și s-a pierdut. Și acum, aceea care am văzut-o pe prima pagină, pe prima ramă și n-am mai... Pentru că am ieșit la împerechiere și nu s-a mai întors. Trebuie să vă spun că noi avem colectoarele de polen. Da? Și colectoarele de polen, dragilor, dacă nu sunt în faza asta foarte bine aranjate, în sensul că trebuie să bine împinse încât să existe spațiu ca albina să circule nestingherită și să iasă ușor pe deasupra, adică spațiu acela care îl lăsăm noi, fanta aceea pe care se intre albina, acum trebuie să fie chiar mai mare. Deci, iată ce vreau să vă spun. Pe perioada asta, cât culegem, cât avem din perechea mâncile, trebuie să mărim fanta. O putem micșora, iată cum vedeți, și atunci nu mai circulă albina
Și o putem mări și trebuie mărită pentru ca matca, când vine de la împerechere, să nu cumva să intre în capcană, deci să aibă posibilitatea să iasă ușor. Asta e. Am să fac și un zoom să văd dacă reușesc. Da, deci vedeți, am lăsat spațiu mai mare între marginea stupului și marginea colectorului de polen. Așa trebuie să fac și pe partea cealaltă, că nu știu pe care iese ea. Dar între timp să mai studiem și ramele următoare. Iată rama următoare, pe care vedem foarte multe boci pornite. Deci foarte multe boci pornite. Acestea sunt de salvare, se vede foarte tare, clar, povestea. Pentru că sunt... sunt pornite de pe larg, atunci când... Iată aici avem larva și în a șasea zi, să zic așa, dar și aproape jumătate de celule este plină. Deci mai sunt 3 zile și în 3 zile trebuie să umpli celula. Știți bine că din a patra zi până în a noua zi, deci în 6 zile, inclusiv pe a patra, se umple celula și în a noua zi se pune căpăcelul. Acum aici, vedeți, multe boci. Cum face albina? Rupi 3 celule în jos și dă drumul la o bocă. Sunt larve acolo, exact cum vă spuneam, a patra, a cincea zi, dar și ele sunt crescute binișor. Deci sunt luate la un nivel de ou, după cum îmi dau seama. Nu s-a dus marca pe nu am început să o ia de la nivel de a patra sau a cincea zi, ci un pic mai de jos. S-ar putea să fie niște boci cu mușele. Ce să fac eu cu asta? Ele sunt, s-au dus și un zumzet special, fiindcă le-am dat de pe din jurul bocilor, nu le place chestia asta, ele le au în supraveghere. Iată și aici. Da, rama asta o să o duc undeva, la o altă, la un nucleu care și-a pierdut matca. S-a și besmeticit ăla. Și sper să, cu ocazia asta, ce am făcut la ăla? Haideți să chiar merită să studiem. Eu îmi propun ca din tot ce fac să vă împărtășesc încât voi, dragilor, să încercați să rezolvați probleme care se ivesc și la voi. Deci nu, ca să ajungi să ai familii puternice, și trebuie să înțelegi mecanismul. Și iată, mă suna cineva recent și spune, domnul profesor, ce mă fac? Uite, mi-a dispărut matca, nu m-a mai dus, n-am mai găsit matca la o familie. Și atunci, eu ce să fac acum? N-am decât două, trei familii. Da, și la o singură familie pot să apară probleme, nu? Vă spuneam că fiecare familie e cu problemele ei. Așa că, în momentul de față, avem parcă pe aici povestea aceea cu... Așa, să punem ușor. Și ce-i fac la asta acum? Deci, am... le-am pus ramele acestea care erau cu puiet de trântor. Le-am pus, dragilor, undeva în zona asta, unde e foarte mult curent. Deci, vedeți, larvele au murit. Îi lasa vreo 2-3 ore, larvele au murit, se desprinde acum de pe,
de pe fundul celulei, așa arată când sunt gata, ca să nu stric fagurile și să nu așa, fac chestia asta și acum le pun într-o familie, cum e familia asta, care îmi curăț rapid rama. Da? Deci foarte repede vă curăț. Și așa am scăpat de... Iată, și aici larvele s-au desprins. Pentru că în curentul ăsta au murit. Da? Și în partea asta altă. Da, așa arată. Acum, deci le spun, spuneam, le mut și în partea s-au murit toate, mai toate așa. Și cele sub căpăcel, o să le curăț. Vedeți cum iese larva, se desprinde și nu mai are contactul cu hrana din spate de acolo. Da, deci le dau la... Uitați cum este. Le dau la lins, la distrus. Și familie puternică și mă curăță fagurile. Și am terminat cu ramele aceste desmeticite. Dacă le-am luat pe toate, acum, acolo, într-o astfel de... Încerc să introduc rama asta cu boci într-unul, la celălalt am niște boci gata de ecluzionare. Ia să vedem care o fi. Da, asta este. Aici a fost un accident. La povestite, am făcut mișcarea aia, le-am dus matca în spate și surpriza este că o dispărut și matca din spate. Acum aici, în nucleul ăsta, avem o botcă frumoasă la pereche, la o botcă pentru ecluzionare și în stânga și în dreapta. O să vedem ce va întâmpla. Matca care, mâncile care au ieșit, probabil că au prins un moment de asta cu păios, cu... și nu s-au mai întors. Așa că aici am avut rateu. Iar în spate aici am avut matca pe care am retras-o. Și ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, n-am mai găsit. Și atunci trebuia să încerc și aici o rezolvare. Am pus o botcă. Vedeam dacă a ecluzionat. Botca asta. Vom vedea dacă a ecluzionat sau nu. Nu a ecluzionat. Dar o să iau să o mut în altă parte. Pentru că vreau să pun aici în locul ei rama de care, pe care am adus-o. Da? Deci punem rama pe care am adus-o și în felul ăsta i-am scos ramele pe care, dar pe ăsta nu a început să parcă să o matca, să o albina. Deci nu sunt besmeticiți, ăștia doi din față erau besmeticiți. Asta l-am prins când m-a fost recent. Și acum o să dau botcile acestea. Să vedem cum le va crește. O să filmăm, o să vedem dacă vor fi niște botci frumoase. Dacă au fost luate la nivel de ou. Da? Acolo au fost tendințe de schimb liniștit. Știți, mă gândesc la chestia asta. Și bătălia a fost dată între matcă și... tocmai pentru a se realiza mățile acelea din schimb liniștite. Și atunci s-ar putea să fie și astea tot așa la nivel de ou, cu mesajul acela din schimb liniștit, care nu mai e frământă. Așa că am dus-o într-o familie, cum s-ar zice, nu starter a fost acolo, matca de vază, ci o familie care se definitiveze.
creșterea boților respective. Mutăm boțile astea în față. O să le ducem la unul din chiar iau de aici și duc la un înmulțitor, că aveam aveam o situație de asta când s-a mai întors marca și atunci sper să rezolv și problema aceea. Da, așa voi face. Și operator, și povestitor, și apicultor. Asta le facem pe de toate. Ajutor Dumnezeu. Dar este interesant, astea sunt probleme reale, concrete, cu care te poți, cu care te confrunți într-o stupină și când tu, tânăr apicultor, te lovești, nu ai nicio reacție, nu știi ce să faci, cum să faci. Dacă mă credeți, de multe ori stau și nu găsești soluții, nu te minunezi, nu știi cum e posibil, ce s-a întâmplat, cum, de unde, de ce. Acestea sunt întrebări la care nu găsești răspuns. Și acum să vedem, ăsta e al doilea, n-avea, se plângea acolo. Hai să-ți aduc o potcă și să vezi ce faci tu. Și eu pun în, mă mai scoate până în hrănitor aici, o să descurci el, o găsești, vine, o încălzește, face ce trebuie să fac. Da. Asta vă spuneam. Deci cu cât încerci să pătrunzi mai în adânc, cu atât problemele se complică. Când stai pe deasupra și faci miere acolo, poți face în căciulă. Da. Nu e ca atunci când cercetezi, studiezi, vrei să răspunzi la aceste întrebări, de ce așa, cum. Asta făceam tot timpul la, le spuneam elevilor mei, să nu se mulțumească niciodată cu ceea ce îi spuneau, îi se spune de către cineva, ci să întrebe de ce așa, de ce, de unde asta, de unde formula, de unde extrage radicalului de ordin par, de ce algoritmul acela, cine l-a inventat, da? E, toate acestea, dragilor, le găsiți acolo la Profo Online. Sunt mii de ore de filme. Cred că am depășit în total acum la matematică și apicultură. Sunt 1950, nu știu câte, 1953-54 de filme. 1953-54 de filme. Unele sunt câte 2 ore, altele câte 3 ore, altele sunt de o jumătate de oră, cum vedeți. Gunoară, filmulețul acesta cu ceea ce vă prezint acum nu are atâta, deci nu-i de ore întregi, ci pur și simplu acest fenomen pe care vreau să vă le arăt. L-am filmat, nu? Deci cam asta cred eu. Dacă voi aveți o altă părere, voi, apicultorii care pătrundeți în... Ai ceva să mă întrebi? Nu? Voi care pătrundeți în... și cercetați tainele albinelor, apiculturii, poate găsim răspuns și la problema asta. Poate găsiți voi un alt răspuns. Așa că aici am să pun cele 3 rame pe care le-am scos și le-am pus, le-au murit deja larvele. Trebuie să te duci, să aduci și cele 3 rame. Sunt acolo, în gura grajdului. Treci dincolo și adu-le, te rog.
Așa, un ușang. Deci o să încercăm mai să le lasăm. Sigur o să fie curățate în scurt timp de către albinuțe. Toate trei, te rog să le aduci, pe toate trei. Sper să-l învăț apicultură, ușor, ușor. Prima problemă pe care am testat-o este aceea să constatăm dacă are sau dacă este alergic. Am trecut primul test, acela că nu ești alergic, nu? Și ușor, ușor o să înveți și tu tainele acestea ale apiculturii. Corect ar fi să trei limbi pe astea, să curățăm ca să scoată repede. Uite, astea sunt masculi, celulele masculi și le omor. Da? Și atunci o să... Uite, să distrugem. Sunt apărute de la din ouăle albinuților. Erau câteva căpăcitele, le-am distrus așa și acum le punem în spațiul ăsta a celor trei rame și o să vedem cât de repede le ia, cât de repede curăță. Dacă vreți o să venim aici și vedem, dar nu mai e cazul că sigur au murit ele, au nevoie de 30 de grade și noi ne-am pus în curent cel acolo în ușă, special ne-am pus ca să moară și să le curăță albina. Așa. Ce ați înțeles voi? Ați înțeles că aici, mai mult ca sigur, a fost vorba de un schimb liniștit de matcă, că schimbul liniștit de matcă reușește dacă familia se înțelege cu matca și ajung la un numitor comun, atunci se produc boțile acelea frumoase. Dacă matca se opune, spiritul de familie este mult mai puternic și matca este înlăturată. Dar cu toate că avea o botcă, ați văzut-o și voi, ea nu s-a mulțumit, s-a tras imediat alte boci. Și convingerea mea este că acele vor fi niște boci frumoase. Pentru că n-a fost o orfanizare făcută de apicultori și familia să intre în panică deodată, ci ea tocmai dorea să-și înlocuiască matca. Motivul pentru care dorea să o înlocuiască habar nu am, pentru că matca aceea, după cum făcea o treabă bună, dar el știu probabil și alt standard și-a fixat și nemulțumirea lor a apărut la un moment dat în legătură cu matca respectivă. Și ați mai văzut iarăși cam cum trebuie procedat când vrem să intervenim acolo într-un nucleu unde s-a besmet, unde albina s-a besmeticit, adică ce trebuie să facem. Să luăm ramele acelea în care ea a ouat și să venim cu botcă. Da? Scuturăm ramele,
venim cu botcă și o acceptă în mare, pentru că am sesizat situații de șerile în care matca albina, o parte din albina dă drumul chiar pe puietul acela de proastă calitate, adică pe larvele de trântori, dă drumul la boci. Deci mai este, rămân în albina deșteaptă, care spun, bă, nu-i treabă bună cu ce se întâmplă aici. Deci și în situația aceea e posibil să să rămână albine și să preia botca pe care o păzește, o acoperă, ei, și o primește. Important să n-o roadă. Și dacă a ieșit, pe urmă, să sperăm că are loc și perecherea și atunci varianta în care să introducem o matcă prin biostupă o putem face. Atenție, prin biostupă o putem face pentru că el oferă șansa asta a introducerii măcii prin buzunărel, nu? Știți bine, prin buzunărel se poate introduce matca. Aici vreau să vă mai prezint încă o situație ciudată, cu adevărat ciudată. Deci, nu mă interesează reușitele să le prezint, pentru că reușitele din asta nu învățăm mare lucru, ci situații în care n-am reușit, în situația în care te afli tu acolo cu o problemă și vrei să o rezolvi. Deci situația în care familia merge și așa nu e lucru care e nefiresc. Și tocmai situația și astea sunt cele care ne dau de lucru. Deci dacă aici nu mă înșel, avem o problemă asemănătoare. Și am avut eu o mătcuță care cred că v-am dat și filmulețul acela în care spuneam care e mama, care e fica. Și una erau două măci, una cu aripi, alta fără aripi. Și fiindcă l-am găsit și pe ăsta nucleul de aici, într-un stadiu de acela de bezmedicire, matca probabil nu s-a mai întors, l-am perecheat. Am gândit ce să fac, cum să fac. Și mi-am amintit că am matca aceea fără aripi. Și am zis, hai să risc. Hai să o bag pe asta. Nu am vrut să o bag pe cealaltă care e normală. Am băgat-o pe asta. Sper că m-am dus bine la familia asta. Dacă mă duc la căiețel să studiez, cât mai bine m-aș duce să studiez ca să nu vă prezint un... Dacă nu este în stupul ăsta, n-are rost să-l chinui, să-l desfac, să-l cercetez. Așa că mă uitați un pic să duc la căiețel să văd care e situația, dacă e numărul ăsta.
Da, e bine. Deci... să încercăm un pic să vedem ce se întâmplă și aici. Spuneam că l-am găsit fără matcă, liniștit. Să știți, nu trebuie să vă... mai ales dacă aveți un nucleu sau așa o poveste, probleme de asta, și vedeți ouă, trebuie să știți să vedeți și matca, că poate să fie ouă, dar să fie ouă de la albine, da? Să besmeți și ele liniștiți. De asemenea, mai vedeți uneori fugind albina pe deasupra și altă o agață din picior, ca și cum ar fi fost afurat. Da, aici a fost într-adevăr o problemă de asta de schimb sau de când am împărțit în două asta din față, văd că aici a ieșit botcă, a fost botcă, a ecluzionat, iar asta e roasă. Deci simt că a avut matcă. Și încă aici l-aveam acolo, matcă ecluzionată, o și văzusem. Deci, ce, practic, matca de bază, ca să vă explic, dragilor. Deci, biostupul acum îl întrebânțez la mulțire, atingând cote deosebit de mari și interesant, valoroasă, ideea. De ce? Odată trasă matca în spate, familia albina masiv, cea din față, rămâne fără contactul cu matca și apare momentul acela în care ea zice, băi, este un pic de miros, dar e partea cealaltă, e dincolo de grilă, da? Și eu ce să fac? Mai bine, hai să dăm drumul la boci, da? Și construiesc, nu calaroirii, nu 4-5 boți și așa, deci ne ducem spre un schimb liniștit, fără situația de orfanizare aceea care e dură deodată, ci una, repet, care înseamnă forma de schimb liniștit. Și partea dreaptă s-a rezolvat, deci în dreapta matca s-a rezolvat, iar în partea stângă matca nu s-a mai întors. Deci nu vă spuneam că sunt și situații de acestea când matca nu se mai întoarce și atunci o prinde ploaia, o mâncă o pasăre și iată, noi abia când o vedem în două, atunci spunem că e matcă. Deci nu tot ce ecluzionează și avem, o privim, gata, e mătcuțe, nu. S-o vedem când s-o întoarce la împerechere, atunci ea. De fapt, și albina, începând de atunci, o respect. Spuneam că aici n-am găsit-o, dar ouă proaspete erau. Erau, știți, 3-4 într-o celulă. Știți bine că așa se întâmplă când două albina. Și ce să mai fac, ce să mai fac? Puteam să aduc o botcă de pe undeva, dar am zis, hai să încerc o altă idee. Cum aveam acolo două mătcuțe, mamă și fiică, care e mama, care e fiica, n-am putut să descifrez. Eram într-o, și acolo într-o necunoscut, într-o situație pe care nu o puteam să o lămuresc, să-mi dau seama cum de s-a întâmplat chestia aceea. Ei, și-am adus-o pe aceea, matca fără aripi. Ce se întâmplă? Cum albina o vezi liniștită, o vedem liniștită, iar tot așa liniștită este și în situația în care ar fi fost, în care o albina, dar eu am insistat și n-am descoperit-o. Acum să cercetăm, să o vedem pe ea, că iată ce face, dă drumul la schimb liniștit. Deci mesajul este că nu e în regulă cu matca asta. El a primit-o, privit-o ca pe
o ciudățenie și văd că se apucă, iată aici, o dat drumul la un schimb și o deja îngrijește botca asta. Să încercăm să vedem dacă o descoperim. Găsim, dacă nu, o să las camera un pic jos și să umblu cu amândouă mâinile, că o singură mână e o problemă. Și riscul de a căpara mai destul de mare. Când îl avem pe Marius, lucrurile erau mult mai simplu, pentru că el era profesionist și știa, deși era și lui teamă, știa că atunci când vorbesc trebuie să arat, trebuie arătat la cameră exact chestiunea aceea. Asta e și mai grea și uite că gata s-o scap. Ia uitați, am descoperit-o pentru voi, dragilor. Vedeți, o privesc ca pe o ciudățenie și a acceptat-o fără comentarii. Dacă aș fi venit cu cealaltă, aia fugea și în mod sigur n-aș fi avut succes. Cu asta, iată că am avut și o altă variantă de întoarcere din vers medicirii, ar fi să aveți o matcă fără aripi. Ai, de unde să ai așa ceva? O matcă uzată. Iată cum merge asta. Să vedem, pe partea dreaptă am prinsă care numai un picior. Deci fără arip și cu un singur picior. Da, ia să vedem. Studiază, se bagă acolo. Deci vedeți doar piciorul acela pe partea dreaptă. Pe partele trebuie să aibă câte trei, nu? Mai unul în față, nu. Lipsește un picior, al are pe ăla din față. Nu se simte confortabil, ceva nu e în regulă cu el. Ce au de gând să o elimine? A lăsat atât de bine. Mesajul este... Nu. Deci picioarele sunt toate trei și pe dreapta. Nu are aripi de lipsesc. Dar... O cam stresează, după cât îmi dau seama, pentru că... Deci e de vreo 3 zile introdusă. Piguleală să curăți, e mai bine în jurături, parcă mă înjur acum. Cred că deșteptele cele câteva care sunt, care o fac pe matcă, acum zic, băi, dar ne-o stricat socoteala.
ce înseamnă hârbul ăsta de-o venit dintre noi. Noi eram și noi regini, ne simțeam bine și hotărăm un tronc, ne trezim cu scamatoria asta. Deci există pericolul să o înlături la un loc. Vedem ce se întâmplă, vom studia, vom filma, să vedem dacă apar boți, una ați văzut-o deja, o pornit, să sperăm că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Haideți să ne oprim aici, la revedere, dragilor, și pe curând. Multe lucruri am să vă prezint în continuare, nu? Chiar numai legat de mătcuța asta, de felul în care poate fi întoarsă familie care s-a besmeticit.